Colcă e țara de trădători. Fostul șef al Armatei Naționale se pare că e spion rus. Apaziția se strânge la Moscova pentru a afla cine le va fi candidatul la prezidențiale. Filat vrea să fie el președinte de țară. Kirkorov ar putea fi liber să intre în Republica Moldova. Șor și hurta lui au rămas fără pagini de Facebook. Corupția ne mănâncă până și oamenii din Interpol, iar cei care vor dori să-și redobândească cetățenia română vor fi obligați să cunoască limba română. Acestea, dar și alte subiecte de actualitate vom trece astăzi în revistă. Hai cu like-ul, distribuiți, comentați, abonați-vă și activați clopoțelul pentru a primi notificări despre alte episoade noi. Salut! Sunt Nicolae Chicu și... Vine informarea! Fraților, trăim vremuri foarte complicate, iar pe deasupra mai suntem și înconjurați de trădători de țară. Situația în Republica Moldova se pare că e mult mai urâtă decât pare. O investigație realizată de publicația internațională Insider în colaborare cu jurnalistul de investigație de la Chișinău, Dumitru Gargaliuc, a scos la iveală faptul că fostul șef al Armatei Naționale, Igor Gorgan, ar fi informator al serviciilor secrete rusești. Ați auzit bine, cel care până recent a condus Armata Națională ar fi de fapt spion rus, spune investigația. Insider a avut acces la corespondența pe Telegram a fostului șef al armatei, Igor Gorgan, cu Alexei Makarov, colonel rus GRU, Direcția Principală de Informații a Federației Ruse. Aici îi vedeți pe cei doi ieșind din ambasada Federației Ruse, iar aici îl vedeți din nou pe Gorgan ieșind din ambasadă, pe semne că o făcea periodic. Gorgan, în special după invazia Rusiei pe scară largă din februarie 2022, a raportat rușilor în mod regulat despre situația politică internă din Republica Moldova, a transmis date despre vizitele reprezentanților Ministerului Ucrainean al Apărării la Chișinău și alte informații extrem de importante pentru Kremlin, cum ar fi orele de tranzit prin Republica Moldova a combustibilului dinspre România în Ucraina. Trenuri cu combustibil merg de pe teritoriul Moldovei și anume din satul Etulia până în așezarea ucraineană Reni. Trenul cu combustibil se deplasează doar noaptea și stă nemișcat ziua pentru a nu deveni o țintă a forțelor aerospațiale ruse. Gorgan îi mai spunea lui Makarov că ucrainenii se plimbă pe lângă ministerul nostru al apărării de 3 săptămâni și cer totul, în special obuze pentru artilerie. Sau că este gata să îndeplinească orice ordin. Mă pot întâlni cu oricine, sunt un om de acțiune, trebuie să mergem la pescuit și să discutăm totul. Trăim vremuri istorice și trebuie să facem această poveste. El își exprima și dorința de a fi închisă granița cu România. Trebuie să închidem repede granița cu România, e o gaură mare acolo. O mulțime de transporturi de marfă vin de acolo în Ucraina, mai ales transporturi militare. Românii mai au și niște fabrici militare care produc arme și muniții. Și cel mai grav, Gorgan le spunea serviciilor secrete rusești că e nevoie urgent de curățare a Republicii Moldova. Avem nevoie urgent de purificarea țării de orice mizerie fascistă. Mulți sunt pregătiți. Transmiteți. A sosit vremea. Controlez toată situația din armată. Aici, din fericire, nu există Azov și alte formațiuni naționaliste, iar cu politicienii ne vom descurca repede. Practic, fostul șef al armatei Republicii Moldova îi spunea colonelului rus Makarov că politicienii și prin implicit cei care se vor opune ruschii mirului vor fi reduși la tăcere. Cum? Sper că nu e nevoie să vă dau prea multe detalii aici. Analizați și voi ce se întâmplă cu politicienii de opoziție în Rusia și cu cei care îi se opun lui Putin. Iar din acest mesaj mai poate fi subînțeles faptul că are destui informatori în armată. Or, altfel nu ar putea controla toată situația acolo. În traducere, armata Republicii Moldova e tixită cu spioni ruși. Iar dacă armata e tixită, ce să mai spunem despre celelalte instituții? Spionăraia asta trebuie să aibă și listele cu dușmanii poporului făcute din timp, pe model sovietic. Altfel, nici n-ai cum. Eu mă bucur că astăzi am ocazia, așa cum v-am promis 3 săptămâni în urmă, să vă prezint și șeful statului major, pe care îl cunoașteți foarte bine, care este din interiorul Ministerului Apărării, o persoană profesionistă, așa cum v-am promis, că o să fie doar profesioniști. Pentru context, acest Gorgan a ocupat în două rânduri funcția de șef al statului major al Armatei Naționale, prima oară între 2013 și 2016, iar a doua oară între 2019 și 2021. În 2013 a fost promovat de PLDM-ul lui Filat,
apoi demis în 2016 de ministrul apărării de atunci, Anatol Șalaru. Despre faptul că Igor Gorgan este omul rușilor am știut din 2015 și am declarat asta și în Parlament, când socialiștii au inițiat împotriva mea o moțiune simplă. Gorgan a avut protectori puternici și abia după multe luni am reușit să duc până la capăt demiterea lui din funcția de șef al Marelui Stat Major. Acest trădător n-a fost singur, are și acum oameni devotați în Ministerul Apărării. Probabil că a fost încurajat și de Dodon să trădeze. În 2019 a fost făcută alianța de compromis PSRM Blocul Acum, pentru a fi dat jos Plahotniuc. Atunci, socialiștilor le-a revenit Ministerul Apărării, iar Dodon & Company și l-au pus înapoi în funcțiune pe Gorgan. Ministerul Apărării propune spre examinare și aprobare proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea proiectului de decret al președintelui Republicii Moldova privind numirea domnului Igor Gorgan în funcția de șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandant al Armatei Naționale. Abia în 2021, președinta Maia Sandu l-a demis. De aici și se trage ura față de șefa statului. The Insider scrie că băiatul urmărea îndeaproape discursurile și aparițiile publice ale Maiei Sandu, iar pe deasupra informa Kremlinul despre situația politică internă a Republicii Moldova și trimitea la Moscova tot ce obținea, inclusiv scrisorile Ministerului Apărării. În ziua când a apărut investigația, SISU a recunoscut informațiile publicate de Insider, fără să dea prea multe explicații. Cei din PAS zic că alte detalii nu pot fi divulgate la moment. Serviciile de informații nu acționează tot timpul doar cu bâta imediat. Există tot felul de procese profilaxii, să spunem, sau de sunt procese care pot nu fi înțelese la prima vedere, pentru că nu sunt cunoscute și alte elemente care le însoțesc și se întâmplă într-o anumită zonă mai umbrită. Și cei din Ministerul Apărării au venit cu o reacție, spunând că toate informațiile vor fi verificate de specialiști, iar cei din armată care au comis abateri de la lege vor fi sancționați cu strictețe. Și asta e o conducere deplină a Ministerului Apărării. Va putea să asigure o activitate eficientă. Joi, Procuratura Generală spunea că așteaptă informații de la SIS pentru a putea deschide un dosar penal pe numele lui Gorgan. Procurorul General Munteanu a declarat la ProTV că el și colegii lui au aflat din presă despre cazul Gorgan. SIS-ul știa și nu a informat din timp celelalte organe ale statului. Sau cum? Ori poate s-a încercat să se ascundă ceva, iar investigația i-a luat prin surprindere. Eu altfel îmi pun întrebarea de ce noi n-am știut despre acest fapt mai înainte sau de ce Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, care este responsabil de cei de semne de astfel de investigații, trebuie să afle din presă. Sursele Insider spun că Gorgan ar colabora cu serviciile secrete rusești încă din 2004. Acesta a participat și la misiuni NATO începând cu 2003. Procurorul General Munteanu se întreabă de ce au fost tolerate aceste fapte atâți ani. Cred că asta se întreabă o țară întreagă. Exact aceeași întrebare și-o pune toată lumea. Cum este posibil ca timp de aproape 20 de ani nicio instituție a statului să nu ia măsuri? Deci asta ar fi a doua parte a investigației? Să înțelegem de ce asemenea fapte au putut fi tolerate atâta timp. Atât timp cât avem organe specializate pentru combaterea și contracarerea astfel de fenomene. Haideți să vedem și reacția lui Gorgan în contextul investigației. Alo. Alo, добрый вечер, господин Gorgan? Da. Добрый вечер еще раз. Меня зовут Дмитрий Горколюк. Я журналист YouTube проекта «Маленькая страна». Дипломат России. Извини, о ком вы говорите. А вы ходили в российское посольство? Нет, конечно. Ни разу. Нет, конечно. Я сейчас говорю с генералом Горганом. Всего хорошего вам. Вы не по адресу обратились. Încă un detaliu important. După ce a fost demis de Maia Sandu, Gorgan a reușit să se angajeze în calitate de șef al securității la Agenția ONU pentru Refugiați. Da, avea informații despre toți refugiații ucraineni. Frumos, nu? Urmarea investigației Insider, acesta a fost demis. O altă întrebare care macină lumea. Fostul șef al Armatei Naționale este în Republica Moldova sau a reușit deja să fugă din țară pe modelul lui Pleaha, Platon, Cavcaliuc și alții? Încă nu am aflat nimic despre asta de la instituțiile statului. Sper să nu avem surprize prea mari.
Prieteni, dacă vreți să aveți o dicție bună, să scăpați de frica de a vorbi în public, v-am găsit leacul. Cursurile de dicție și comunicare cu Victoria Surdu te vor ajuta să îți îmbunătățești calitățile vorbirii substanțial. Sunteți așteptați de la mic la mare, la niște cursuri care te vor ajuta cu adevărat, o spun pe propria piele, pentru că pe mine mă ajută în continuare. Toate detaliile le veți afla de la Victoria Surdu, o puteți găsi pe Instagram. Și pentru că bucuriile nu vin niciodată singure, mai avem o știre care a zguduit societatea. Pe 4 iunie, șefa de la Anticorupție, Veronica Drăgălin, ne-a anunțat că PA, alături de FBI și parchetul financiar din Franța, investighează o schemă de corupție prin care mai mulți funcționari publici din Republica Moldova și alte țări ar fi primit mită pentru a împiedica publicarea de către Interpol a notificărilor roșii, care se referă la infractorii dați în căutare internațională. Vreau să înțelegeți, să înțeleagă și publicul și jurnaliștii, că deci la moment sunt acțiuni în desfășurare, sunt persoane vizate pe care le-am identificat în această schemă, care încă sunt în libertate, încă nu au fost localizați și nu au fost reținuți. De asta, din punct de vedere a anchetei, este foarte important să dăm informația publică doar care este absolut necesar la acest moment. Sumele ar fi de câteva milioane de dolari. Au fost făcute și percheziții. Au fost reținute 4 persoane, printre care și Viorel Țentiu, șeful biroului Interpol Moldova. Pe scurt, cei care trebuie să se ocupe de întoarcerea fugarilor acasă ajută criminalii să scape de sub lupa acestei structuri internaționale, Interpol. Vă recunoașteți vina? Comentați acuzații. Băieții noștri, angajați cu acte în regulă la Interpol, se ocupau și cu ștergerea datelor infractorilor dați în urmărire internațională. Iar ca informație adițională, procurorul general Munteanu a declarat recent că și Veceaslav Platon a fost șters din baza de date Interpol. Jucați-o pe asta! Platon a depus această cerere, avem informații oficiale că el este radiat din baza de date Interpol, deci la moment el nu este căutat, supus căutărilor prin sistemele Interpol. Ce se întâmplă cu alegerile, cu apoziția? Au mai găsit candidat comun și independent? Natasha, încă ne ține în suspans. Până atunci, Vlad Filat a anunțat că vrea să candideze la funcția de președinte, să ne fericească, să salveze țara. Я за Майю Санду не буду голосовать. Я вот вам говорю, это в марте, да? În următoarele zile, băieții și fetele roșioare vor organiza dita mai evenimentul cică la Moscova. Mare congres al blocului Pabeda. Să decidă odată și odată ce vor face la alegeri. Au și pregătit să ducă câteva mii de oameni la eveniment, să danseze pe muzica românească a lui Kirkorov. Mulți dintre ei au avut mari probleme la aeroport. Nu li s-a permis să urce în avion și au făcut mare gălăgie. Moralne ușerpe, compensație, bilete, nimeni nu poate să vă zrușați. Nu, вот, короче, ребята, так и живем вот в такой стране. Так что думайте осенью, за кого голосовать будете. Всем хорошего дня. Dodon, Bătrâncea și alți socialiști s-au dus mai întâi în Peter, la dita mai conferința economică. Au fost ei și talibanii, pe care Putin i-a scos recent din organizație teroristă. După Peter urmează Moscova, pentru că e dictatură acasă și trebuie de dat jos Maia Sandu. Под видом предлогом каких-то европейских ценностей в Молдове практически установлена диктатура со стороны Майи Санду. Până una alta, se ivesc în spațiul public câteva idei de candidați, slash candidate. Despre Irina Vlah se vorbește de câteva luni și a cumpărat și copertă în VIP magazin. Ne anunță că e pregătită. Fosta bașcancă a venit și cu o idee năstrușnică. Le-a cerut deputaților să înceapă procedura de suspendare a Maiei Sandu din funcția de președinte. Valorin Tazic, cum ar veni? Facem apel la parlamentari să folosească articolul 18 și 9. Din Constituție și să înceapă procedura de revocare a Maiei Sandu din funcția de președinte. Dar stați, că avem și furtună în Tazic. Mai țineți minte prin martie când am aflat despre demisia cu tam-tam a procurorului Victoria Furtună de la Procuratura Anticorupție, care spunea că SIS a declarat-o drept amenințare la adresa Securității Naționale. Păi Victoria Furtună de atunci și până acum
și a construit dita mai imaginea publică și a tras și un ONG. E invitată des pe la emisiuni, face conferințe de presă, publică sistematic videouri pe rețele montate frumos, le sponsorizează din greu. Eu reiterez încă o dată că activitatea mea în Asociația Obștească este o activitate susținută în primul rând de familia mea. Mai nou, pe străzile din orașele Moldovei au apărut și banere cu furtună. Are și logo, culoare albastră, totul ca la carte, aproape pro-europenește. Întrebare întrebătoare, de ce să bagi atâta bănărit în promovare pe străzi și pe interneturi? De ce să-ți preia Platon anunțurile pe Facebook? Vom afla probabil în următoarele zile, dacă ar fi să fie ea. La alegerile prezidențiale candidați? Clar că nu. Eu acum sunt administratorul Asociației Obștești. 18 și 9. Apropo, dar voi știți că Meta a blocat conturile de Facebook ale lui Șorguțul și Tauber. Se pare că vizita de săptămâna trecută a lui Blinken a dat roade, unde mai pui că secretarul de stat american a fost întrebat despre aceste aspecte. Acum trolii lui Șor îndeamnă lumea prin comentarii să se aboneze la canalul de Telegram al Fugarului, pentru că acolo cică sunt adevăratele informații. Până una alta, Șor îi dă cu Hora alături de dansatorii ansamblului Emerit Joc, tradiții moldovenești în Rasia, va să zică. Doar că dansatorii decorați cu Ordinul Republicii, apropo, s-au dus să-l înveselească pe Șor fără să anunțe conducerea ansamblului, potrivit ziarului de gardă. Scopul principal al Fugarului este să murdărească tot ce mai există în țara asta, inclusiv acest ansamblu cu renume. Și încă una frumușică. Filip Kirkorov aproape are undă verde de a intra în Republica Moldova. O judecătoare de la judecătoria Chișinău, sediul Rușcan, i-a dat câștig de cauză. Totuși, poliția de frontieră a anunțat că va contesta decizia la curtea de apel. Când am avut eu să vorbesc cu Kirkorov, la urmă când o cântat el cântec, asta Dumnezeu să-i dea sănătate? Ce ar însemna un Kirkorov la Chișinău, Comrat sau alte orașe înaintea alegerilor? Voturi. Multe voturi. Cine-i Filipaș? Un susținător al invaziei lui Putin în Ucraina, tot el bun precen cu Ihar Dadon. Dar și cu Ilan Șor. Nu de mult au cântat băieții la evenimentul de naștere a blocului Pabeda și la multe alte evenimente. Avem și una tristă pentru profitori. Doritorii de a redobândi cetățenia românească vor trebui să cunoască obligatoriu limba română. Guvernul de la București a schimbat regulile. Va fi introdusă și proba interviului în limba română. Nați-o bună! Asta înseamnă că schemele de obținere a cetățeniei vor avea mari pierderi, unele până la faliment. Vor dispărea și fabricile rusești de cetățenii românești și până la urmă se va face dreptate. Nu toți separatiștii, iubitorii de ruschi mir care urăsc România și limba română, vor putea să-și facă cetățenie europeană. Păi în lege este scris de asemenea că orice funcționar public, dar și deputat în Parlament, trebuie să vorbească în limba de stat, limba română. E limba română, limba Moldovă. Prieteni, vă mulțumesc tuturor celor care mă sprijiniți. Vă îndemn să vă faceți un abonament lunar pe patreon.com/nicolaechicu. Cu o cafea pe lună venită din partea voastră, această emisiune poate fi văzută lunar de 10.000 de oameni. Vă sunt recunoscător, eu am fost Nicolae Chicu și cam atât am avut a vă spune astăzi. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a crește împreună. Dați un like la acest video și, desigur, urmăriți-mă pe Instagram. Aștept părerile voastre în comentarii. Pe curând, pace!